foarte importantă în viața noastră socială și economică. Este vorba de șeful Vămii din Bacău. Deci atenție aici, cu mitraliera decorată, deci în lucrurile de vedere. Un om deosebit, inginerul Vasile Șoiman, care întâmplarea a făcut că suntem și din aceeași comună născuți și nu aduce din când în când aminte de rădăcinile noastre. Am înțeles de ce sunt. Așa că deci, doamna Patrici. Suntem consăteni. A, consăteni. Trebuia să fie cineva și de la și Ana. Și vreau să vă spun ce bine că existați. Vreau să vă mulțumesc pentru ce faceți. Vreau să vă spun că și eu sunt mândru că sunt băcăvan. Și îmi fac datoria de 20 de ani acolo unde sunt. Și vă urez un Crăciun fericit și frumos. La mulți ani! Vă invităm și pe directorul adjunct al școlii, domnița Maria, pe Elena Hărătău, pe care o invităm să ne spună două vorbeți. Era parcă pe Mărzola, nu? Da, bine. La mulți ani, așa de vede. Crăciun fericit. Bun găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Evident, sunt copleșită de emoții, nu mă așteptam să fiu în această situație, dar în același timp mă bucur enorm de mult că am prilejul să vă urez sărbători fericite, să ne dea Dumnezeu sănătate multă, la minte, trup și suflet, să creștem copii sănătoși și o generație viitoare cât mai bogată în simțiri și trăiri sufletești pentru sărbătorile noastre tradiționale. La mulți ani și sărbători fericite! Mulțumesc! Vă mulțumesc cea mai mare la copiii, nu este. Și am trecut tot așa, bucură. Când avem nevoie de în zona între timp, dar nu se ceva pe nimeni. Da, unul din temele fundației pentru cei care și-au adus contribuția la climatul cultural băcăvan este unei persoane care tocmai a cântat acum în fața noastră. E vorba de Maria Tătaru, care are în spate o experiență de asemenea și aia, este un ambasador al cântecului românesc. Mulțumesc! Să nu încurc, dacă încurc astea, vă descurcați la sfârșit. Unde este mai rău pe aici? Da, dar e puțin spus prima asta. Hai să-i păpăm. Talent, autentic. Mulțumesc din tot sufletul meu, da, unde sunt cucuieții ăștia, domnule? Din Dan. Din Cucuieții din Dan. Da, ia să lăsăm cucuieții din Părăzi. De asemenea, ați avut prilejul să vedeți aici o prestație deosebită a Coralei Filomelos, a Bisericii Voivodale din de la tribuna acestei întâmplări, care zicem noi că este un pic selectă, faptul că în septembrie a avut loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Concurs Național Creație Literară Avangarda 22. După cum știți, noi am instituit în acest Bacău, prin intermediul acestui festival, un obicei bun, adică facem itinerarele avangarde prin școlile băcăoane. Evident, după aceea s-au luat și alții după noi, nicio problemă, e foarte bine, să ia cât mai mulți cuvință. Ca atare de 14 ani am o experiență aparte în ceea ce privește primirea de către școli, de către directori, a scriitorilor din Bacău. Nu este caz, este sărbătoarea Crăciunului, sunt colinde, nu e caz să vorbim despre lucruri negative, deocamdată numai despre cele pozitive. Anul acesta am avut plăcuta surpriză să întâlnesc la Colegiul Național Vasile Alexandrii, să întâlnesc acolo niște oameni, un colectiv care s-au descurcat peste așteptările noastre de cei 14 ani, fiindcă aici este vorba de întâlnirea cu scriitori. Mulți nu au înțeles ce e la scriitor. Mulți văd în carne și oase pe un scriitor, pentru prima dată în viața lui,
un e-mail, chiar mi-a dat să de și e un eveniment cu totul deosebit, care ar trebui mai cu seamă semnalizat, sezizat de Catedrata de Limba la Omul. De data aceasta am avut un eveniment extraordinar de frumos, ilustrat și unic, da, de Colegiul Național Vasile Alexandrin, de pentru care conducerea fundației s-a gândit să premieze acest moment, să fie de exemplu și pentru celelalte licee și școli din județul Bacău. Ca atare, deci diploma de excelență, se acordă domnului director al Colegiului Național Vasile Alexandrin, profesor Leon Călin Boandă. Un om, într-adevăr, care a știut să puncteze ceea ce trebuie la o întâlnire cu scriitorii. Întâlnirea cu scriitorii o leacă mai deosebită față de cealaltă. Domnul director, diploma. Aici cred că nu am mai încursul deja. Azi ne îmbrățișăm. Toate cele bune. Nu știu ce să țină și așa. Viitor, două vorbe, dar nu vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam, că e una dintre marile surprizele vieții mele și sunt sincer când spun lucrul acesta. Ceea ce vă pot spune în acest moment cu multă emoție este că ceea ce faceți dumneavoastră este de dorit să contribuie în același timp la creația autentică națională care să contribuie de asemenea la, într-un mod valoros, la autenticul creației universale. Vă mulțumesc din suflet, sărbători fericite la mulți ani!